12 aprilie. Echilibru în independență. Și nu va mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând: Cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște de la mic până la cel mai mare dintre ei. Evrei 8 cu 11. Trebuie să studiem adevărul pentru noi înșine. Să nu ne bazăm pe nimeni ca să gândească în locul nostru. Indiferent cine ar fi el sau în ce poziție s-ar afla, nu trebuie să considerăm pe nimeni ca fiind criteriu pentru noi. Este necesar să ne sfătuim unii cu alții și să fim supuși unii altora, dar în același timp trebuie să exercităm aptitudinile primite de la Dumnezeu ca să învățăm adevărul. Fiecare să aștepte de la Dumnezeu iluminare divină. Toți trebuie să-și dezvolte în mod individual un caracter care va rezista încercării în ziua lui Dumnezeu să nu ne cantonăm în propriile idei, crezând că nimeni nu are voie să se opună părerilor noastre. Mărturii pentru predicatori, pagina 109 Rolul consfătuirii Planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chipzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Proverbele 15 cu 22 În biserică au existat întotdeauna oameni caracterizați de o tendință continuă spre un spirit de independență. Ei par a fi incapabil să înțeleagă faptul că acest spirit îi poate duce în pericolul încrederii în sine și în propria judecată. În locul atitudinii de respect și în alta apreciere a sfatului și a judecății fraților lor, în deosebia celor care au fost chemați la Dumnezeu în conducerea poporului său. Dumnezeu și-a investit biserica cu autoritate și putere specială, pe care nimeni nu este îndreptățit să le ignore sau să le disprețuiască, pentru că cel care procedează astfel, disprețuiește însăși vocea lui Dumnezeu. Istoria faptelor Apostolilor, pagina 163 și 164.